Premierul Marcel Ciolacu a ajuns la concluzia că avem nevoie de o Românie decentă și echitabilă pentru toți. În deschiderea ședinței de guvern de joi, Marcel Ciolacu a precizat că își pune mandatul la bătaie pentru a realiza acest nivel de performanță. Pentru asta trebuie să oprim debandada bugetară, trebuie să facem un sistem fiscal echitabil pentru toată lumea și trebuie să luptăm în mod real cu evaziunea. Risipa bugetară, evaziunea și ocolirea taxelor cumulate sunt frâna care țin pe loc dezvoltarea României. Din punctul meu de vedere, nu mai putem continua așa. Miliarde de euro ajung în buzunarele unor șmecheri sau sunt risipite cu instituții care se calcă pe picioare în loc să fie folosite pentru drumuri, spitale și școli. De aceea vreau să fac anunț că guvernul își va asuma răspunderea în fața Parlamentului pe pachetul legislativ care vizează reforma aparatului de stat, măsurile de echilibrare fiscală și cele pentru combaterea evaziunii. Îmi voi pune mandatul pe masă în Parlament pentru reforme și dreptate socială. Șeful executivului a mai adăugat că trebuie să separe apele pentru ca românii să vadă cine vrea cu adevărat să facă reforme și să ducă țara înainte și cine se opune și luptă pentru privilegii și pentru bogăție.